this famous last? But I ain't worried about it tonight. How long this famous last? Blow all this cash on my own. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la My Career Mode în NBA 2K16, exact, un fel de Bio Pro. Super, super, am zis că dacă FIFA merge așa de bine pe cealaltă, de ce să nu încerc și un alt sport care pot să zic că mie îmi face mare plăcere să-l joc în viața reală, care este basketul, adică NBA jocul. Hai să trecem la treabă, am zis să începem desigur cu un My Career Mode pentru că asta mi se pare mie cel mai frumos lucru de aici de la NBA 2K16 și să vedeți și voi ce diferențe sunt între un Bio Pro de la FIFA și un Bio Pro din NBA. O să vedeți că în NBA este Story Mode, este o grămadă de chestii aici la Bio Pro care atât de mult aș vrea să le avem și noi în FIFA. Dar hai să lăsăm vorbele deoparte și să vă demonstrez cât de mișto este My Career aici în NBA. Deja mi-a făcut caracterul, totul este pregătit, toate cele ați văzut ce creastă frumoasă roșie am zis bă să fiu... BOOM! Ok, acum suntem în joc. Deci, ăsta... Deci vedeți direct din start, holy shit, ce transformare, lol! Când mi-a pus capul pe caracter! Lol, cea de genul, nu tu mă, eu smuls capul, el a loc și l-a pus pe mea așa, poc, a tău. Deci din câte se vede, asta este My Career în NBA, direct începem de jos, începem de la liceu, începem de la high school. Suntem un jucător acolo care vrem să devenim mari, suntem la liceu, după aceea vom merge să ne alegem colegiul, gen facultatea. Ne vom alege facultatea, după aceea trebuie să ne alegem agentul care o să ne... Care, na, fiecare jucător are un agent care îl impresariază, care îl ajută cu contractele, care zice du-te acolo, du-te acolo, fă aia, fă aia. După aceea ne alegem echipele, toate cele. Bă, deci cât mi-aș dori să văd FIFA în stilul ăsta ar fi ceva criminal, dar oricum mă bucur. Na, ca măcar NBA-ul s-a gândit să facă totuși cea mai realist din aceste jocuri. Și desigur, cum ziceam, ăsta este un sport pe care l-a dor eu să-l joc în viața de zi cu zi. Și eu am făcut basket, am făcut 6 ani de basket, deja chiar pot să zic că profi, adică profesional. Știu, este ciudat, cum tu, jucător de basket, chiar pro, te joci mai mult FIFA? Păi, este ușor, pentru că în viața reală sunt cam haos, sunt cam petardă la fotbal. Deci, normal că îmi place să mă joc pe calculator. În viața reală mă joc basket mai tot timpul, pe calculator, pac, dar desigur acum urmează să fie desigur și basketul. Și chiar sper să prind această serie foarte bine pe channel pentru că știu că și în NBA 2K15 când mă jucam în offline, desigur, adică nu filmam pe aici pe acolo, mă distram atât de bine, bă, simțeam meciurile și toate cele, era super. Oricum, hai să mai fim atenți aici despre ce se mai vorbește, desigur. ok, dar totuși ce tare caracterul meu acolo cu creasta aia roșie. Oh da, creasta roșie, the best. Eu, ho. Totuși aș fi vrut să-mi lăs ceva barbă, dar ce barba erau acolo în joc, de zici că erai homeless, de zici că erai ceva vagabond, ăla fără casă. Așa că am zis să-mi lăs numai așa puțin tel, știi ce zici? Bun, v-am pus acolo și subtitrări, că m-am gândit că de câteva ori eu nu o să fiu foarte atent la story, dar hai să fim de amâncolo mai atenți și la story. Mai ales că presupun că mulți dintre voi ați vrea să vă mai și explic una alta, nu? Bun. Bun, deci ăsta că ar fi cel mai bun prieten al nostru, aia ceva soră sau ceva de genul, numai că na, nu sunt nici jucătorii ăsta, creatorii, că bă, cei mai buni jucători de NBA sunt cei negri, n-avem ce-i face, trebuie să zicem, negrii sunt cei mai buni la sportul ăsta în America. Și dar să gândi că dacă eu, unul alb, white, o să mă joc NBA și o să mă fac caracterul alb, atunci de ce dracu am o soră neagră? Adică, bă, ce dracu-s duplat aici? Hei, bună, suntem frați, eu sunt alb, ea neagră. Știi ce alt gen? Ce, la tine rămas fără tuși în primanta? Da, de unde? Nu vezi ce creastă roșie mi-a tras? Da, bine, m-am vopțit. Bun,
Deci, desigur, aici vom avea niște meciuri de început la liceu, unde trebuie să impresionăm cât mai bine scouterii și toate cele de la licee și să obținem acea bursă, care presupun că știți și voi din filme, că este o bursă de asta de sport. Că în America costă foarte mult facultățile și mulți se tind spre bursele astea, spre sport, încât să nu plătească. Și desigur, la final o să avem, depinde cât de bine jucăm, aia iarăși o chestie foarte importantă, depinde cât de bine joci, o să primim la final tot felul de oferte de la facultăți. Și după ce terminăm cu facultatea, o să avem în sfârșit un agent, ne alegem agentul și toate chestiile de genul și apoi merem la o echipă mică, merem spre echipă mare sau poate cine știe direct ne alege o echipă mare. Asta desigur totul depinde de cât de bine vom juca. Eu anul am jucat NBA, deci sunt cam, da, știți voi, asta e locul ăla de training, așa, ok. Bun, primul match versus Dragon, avem aici 3 meciuri de astea de liceu. Azi dăm 3 meciuri de liceu și după aceea cred că urmează facultatea. Da, ia, vedeți că acolo și scrie că scouterii de la colegii se uită bla 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 și mi-am pus acolo denumirea Deadly Gaming, poate trebuie să pun un nume mai real, poate că o să le editez, da, mă rog. Ceea ce ciudat sună, Phenomenon Deadly Gaming. Damn, nigga. Bun, aici este meciul. Desigur, este clasic, așa, frumos, ca și orice sală de liceu din America. Între timp, la noi, România, ar fi căzut tavanul și ar fi fost multe becuri arse. Desigur, de pești de liceu. Bun. Ia aici, prietenii mei, care vin și... Opa, opa. De ce am văzut de totul știi pe ăsta cum vine și se uită la fete, chestii. Ia mai acolo, ia că tu cât amunchele. Holy shit. Aoleu. Bă, cât amunchele mi-a făcut caracterul lol. Și când mă, gândesc că poți să-ți faci caracterul și mai mare. Și am zis, hai mă să nu mi-l fac așa de mare, că mai vreau să-mi pun și ceva statistici să dau și de la 3 puncte. Dar practic mi-a făcut center for. Adică center, adică la de mijloc, care de obicei dă dunk-uri și de astea. Parcă vă cratez? Da, nici n-am sărit în pui, băi, îs un geniu. Oh, l-am blocat! Hai, dă pasă! Să așa... Hop! Ai. Oh, ups, fault, am dat fault acolo din... Upsi, dulidu. Stați puțin că nu știu ce pui mei, nu-mi place cum se vede camera. Nu s-a obișnuit cu camera asta, ce dracu, mi-a dat să setez, să nu se setează automat. Hai mă, care era butonul ăla? Da, mă rog. Așa, opa. Știu că dacă dădeai back, e obicei... Hai mă, serios, iară fault. Bă, dar ce le faultez, mă, eu skiller aici, mă. Eu skiller că nu-mi place camera. Da, lăsați, că să editez eu ăsta, camera, odată ce, na, terminăm videoul. Pa, shit! God! Hai, bă, până-mi schimb camera. Ok, much better. Hai, pasează aici. Așa, pac, pasăm și înapoi. Pasează, bravo. Oh, bă, wow. Dă-i. Oh, l-am prins. Primul coș, primul nostru coș, ăla-i. Bă, dar totuși, ce e interesant aici la școală și la facultate, să vedeți mai acolo, că publicul, mai ales publicul, aici așa liniște, mai auzi acolo ăștia cum vorbesc, chestii. Apoi, între timp, la meciurile de NBA, nu mă auzi pe aia cu gornie, cu chestii, cu... trâmbițe cu tornadie în puii mei acolo. Haos total. Ai, eu ce prost l-am dat. Acolo trebuie un pic să mă concentrez, dar na. Asta este, opa. Prinde-o, bravo. Hai băieții, pase. Hai mă. Trebuie să-mi pasați, mă. Trebuie să pasezi, man. Bă, unde? La Jones. Jones, stai, nu te grăbi, Jones. Bă, Johnny 2x4 aici. Opa. Du-te, mă, cum mi-a luat ninja. Aaaa, crap, băi. Bun,
Deci, oricum, așa să zic, așa o țintă de echipă care aș vrea eu să ating, dar sper să ajungem până acolo. Deci, sigur, meciul la liceu durează gen 2 minute, după aceea la facultate durează puțin mai mult și după aceea, desigur, însă sunt meciurile de basket care durează cât trebuie să dureze, dacă mă înțelegeți. Hai, încercăm unul de 3. Oh, ăla ai. Mi-a intrat coșul de 3. Aleluia. În sfârșit mi-a făcut caracterul așa cum trebuie. Vreau să și dau o grămadă de dunk-uri cu el, dar totodată vreau să fie și ușor să dau coșuri de 3 puncte. Că n-am eu fixat coșuri de 3 puncte pe vremuri. Mie îmi plăcea foarte mult, n-am o să retras din păcate. Bine, clasici cu Michael Jordan și toate cele, dar desigur îmi plăcea foarte mult de Steve Nash la Phoenix Suns și la tot timp era de 3 puncte. Și na, de atunci și eu am rămas așa cu acea speranță, 3 puncte, chestii, trestii. Oh, ai făcut pressing bun, a făcut pressing bun ăla, na, nu s-a putut concentra. Ai, totuși, la ce echipă aș vrea să ajung acum în My Career Mode, desigur? Noi o să alegem, dar desigur, chestia e că trebuie să și primim oferte și o să primim oferte având în vedere cât de bine jucăm și toate cele și fiecare ofertă se scrie acolo cât de mult o să joci. Aia e iarăși un lucru care n-ar strica în FIFA. Cea de genul, bă, echipa aia așa e interesată de tine, dar echipa aia poate să-ți ofere rolul de capitan, echipa aia poate să-ți ofere rol în primul 11 sau mai întâi, desigur, vei fi substitution. Adică vei fi rezervă până îți faci, desigur, intrarea în meci. Bun. Oricum, hai să ne concentrăm aici pe meciul acesta un picuț mai mult, că n-ai atât am vrut să fiu șmecher și să dau de la 3, dar pui mei. Hai mă, nu pot să dau un dunk aici. Așa bine joacă ăștia, mă. Iară, mă, pressing. Dar și eu, de ce nu pasez? Bă, și eu, ce om îs. Scuzați, băieții, scuzați echipa. Stai să stau pe ăla. Ai, bă, du-te, mă. Bă, da echipa, mișcare. Da aici. Hai. Du-te, mă, cum a ieșit, mă, din coș. Ai. Ok, hai să vedem ce se întâmplă aici. Player stats, deadly gaming, bla bla bla. 5 puncte, 2 rebounduri și un bloc. Ok. Hai să vedem, poate o să ne schimbăm și numele, că e cam strani să văd acolo Deadly Gaming, dar mă rog, nu știam ce nume să bag acolo. Hai să vedem. Stai. Oh, stai că eu stau pe omul meu, că aici mi-arată o săgeată care ăla e omul meu, gen. Du-te, mă, dă-i dunk. Du-te, dă-i dunk. Hai, bun, roșit, o băgat 2 puncte și are fault. Ăla-i, are fault. Hai să vedem dacă reușește să se dea coșurile din fault. Nii, mă, ăsta e ceva nigger asiatic, mă. Da, mai are ce chestie. Arată ca și un, deci e practic negru, dar avea ochi, e asiatic de asta, e Chinese. Totuși e fain că puteai să-ți alegi și gen echipa asta de la high school, de la liceu. Și erau acolo tot felul de echipe, dacă n-am văzut că pe echipa asta o cheamă Bulldogs, am zis clar, asta e echipa mea. Hop! Un pic am stat prea mult, era mai repede să lăs. Ce aproape fost să-l iau. Hai, stai, du-te acolo. Am o chestie că nici nu avem denumiri mari pe teren încât să zic, ia mă, ăla pasează la, duce acolo, ăla face dribbling la ăla. Dar îmi place, deja ia ce... Pe mine m-a captat deja jocul ăsta, e foarte fain. Așa, grijă, hai mă, bă, du-te, no, bravo, rebound, bravo, Jones. Hai, Jones, stai un pic, Jones, stai, nu te grăbi, bravo! Bă, și am zis să nu se grăbească, bravo, Jones. Pasăm la Kenny, cât că nu-i varianta din South Park. Așa, și 2 puncte, mă rog. Bun, lasă că tot așa se strânge, vreau să dau niște coșuri de astea de siguranță, dacă mă înțelegeți. Am stat un pic, dar de ce mi-a apărut un numele jos gaming? Oh, căcat, că vreau să-mi apară Deadly, ce înseamnă că last name-ul să... ok, bun. Na, las că să edităm și denumirea. Poate că veniți și voi așa de amuzament cu niște denumiri interesante aici pentru caracterul meu, că eu chiar am stat pe gânduri și, n-am știu să... Că numele meu nu știu dacă... sau numele meu, barnam.
Du-te, dă-i! Ai! Vai, parcă am simțit tratarea aia, mă. Așa ceva. Ia, și, ia publicul ce... Ce fani înfocați avem noi aici la meci. Tăți... Da, totuși, mă, să stai așa pe un scor de ăsta de 10-9 și după aceea în NBA, când o să ajungem în NBA, o să vezi numai scorul de alea imense. Aoleu. Bun, aia mai dat acolo un coș de 2. Aici fac ăștia time-out, să zic antrenorul niște chestii. Bun, totuși nu înțeleg de ce le-o zi... Deci la ăștia li se zice dragonii, dragons. Dar totuși, de ce, atunci de ce au kiturile verzi? Adică, dacă ești dragon, chestii, nu ar fi fost mai logic să le pui kiturile roșii, vișinii, negre, măcar? Bun, hai, iară time-out, de data asta pentru noi. Aici iară ne omoară antrenorul cu respirația lui mirositoare, e pește stricat și murat. Aia gaming scrie, aia mă, vreau să scrie deadly. No, nu-i bai. Așa, merem. Hai, du-te. Ai, ce prost am dat-o. Uai, am dat-o din mișcare. Ai, aia chestia că mă cred Batman, mă cred în pui mei că sunt NBA cu skill-uri. O, faul. Că stai jos, ce faci? Ai, mă, lovituri de pedeapsă. O, căcat. Nu, deci, de-a muncă, trebuie să stau liniștit, să mă concentrez și să fac, să dau niște coșuri de alea de 3 puncte neapărat, adică ea dau un coș de 3 puncte, face și noi 14. Hai că să vedem cum procedăm. Dă-o aici. Ăla-i, bun, primul coș de 3, 14-14. Așa, pac! Am zis eu, bă, ia cu sedi, bă, transpirația, păi, holy shit. Așa ceva. Bă, da, totuși cât mi-aș dori să iei 2K ăsta, 2K și jocurile FIFA, dar nu se întâmplă. Pre FIFA e prea strong. Sau măcar de-ar lua FIFA gen niște oameni de la 2K să, na, să învețe. Ia bă, ce bloc frumos am dat, lol. Ai, mă, băieți, bă, dar ce dracu, nu mai eu scriu puncte aici, nu mai am scris puncte în meciul ăsta, ce dracu, face și voi ceva, mă, măcar rebound-ul. Stai că stau sub coș, că-s mai înalt, dar e ajut cu ceva. Bă, dar nu mai trageți de timp, mă, verzișorilor. Hai, bă, dar tăți să se atunci și ce. Opa, stai să stau pe omul meu, că nu vreau să de coș. Ce prost a sărit. Opa. Bravo, Jones. Bă, Jones ăsta nu-i rău. Deci să țin minte, Jones cât e bun. Hai! 3 puncte! 27 de secunde rămase și eu dau în 3 puncte. Ăla-i, ia, cu toții fericiți aici. A. Bun, acum să stau pe fază. Fie mai dau în 3 puncte și îi închidem total pe ăștia. Fie mai dau de 2 puncte și să fim siguri și dau de 2 puncte încolo. Ha, rămâi văzut, hai. Acolo blocăm pe ăla. El a cipăli. A, a intrat pe trenul lui. A, de lovitorul liber pentru noi. Stai. Așa. Fault. Lăsa să văd. A, nu-i faultul de la lovitorul de pedeapsă. Mă disperă faultul ăsta. Așa, stai. Bun. Oh, iară fault. Ta. Așa. Da, mă. Hai, bă, că mă tăt de marca, ce și tu nimic. Așa. No. Hai, mă! Ia, mă, iară faultează ăștia, bă. A, dar bine că lui dați lovitură liberă. Fută-vă în gât. Bă, pe mine mă faultează de două ori nimic. Bă, ăsta-l faultează pe Petrațini, ăsta-l faultează cineva. Gata, lovituri libere. Ta, așa ceva, mă. Așa ceva. Dar oricum, las că spre binele echipei, au dat două puncte acolo, ceea ce ne ajută și până numai că așa și-au dat două puncte. Auci. Hai să ne hai. Mai tragem un pic de timp, mai aruncăm, mai facem o chestie.
Iară un fault acolo. Bă, du-te în pui mei. Iară, iară pe pinguini ăsta. Pe renguini ăsta, mă. Fai, bă, ăsta cum la accidentează, cum la atinge cineva, bă, direct îi dă lovitură liberă, mă. De asta de pedeapsă. Și mie ceapă, pauză. Uită-te, mă, cu egalat, rahații, mă, numai că îi dă lău ăla lovitură liberă și nu... Pa! Incredibil. N-au să termină egal, că ceapa asta mică, ești din fața mea, aici aș da niște pumni în gură. Tăt o primit lovituri libere și nu au reușit să le deie pe tăche. Și eu nu am primit nici măcar una. Se pare că aici va fi o chestie așa de partajare, dacă se termină egal. Ai, ce țap am luat! Trea mai m-am grăbit un pic. Perioada 5, un minut, nu 2, un minut. Aici să vedem... care ar înscrie mai mult. Opa, nu. Rebound, bravo, rebound. Șamerem, grijă. Pasăm la Jego ăla, pasează și Jego înapoi. Hai, dă-i! Două puncte, bun! Hai că intra schema. Foarte bine, așa, toți fericiți aici, bate palma, high five. Pac, așa. Bun. Hai, pasează-o. No. Stai să stau pe ăsta, stai să stau pe omul meu. Ia-mă și ambulanța, clasica ambulanță, cum se putea și fără. Stai, numărul 1. Bă, ce am să stai pe numărul 1? Bă, ambulanță, nu acum, ambulanță. O, pușcați argirofarule. O, ce-mi place că tipul ăsta totuși trage de timp. Știi, și echipa lui e în minus, de-al trage de timp. Ai, nu cred. Yo, ce m-a făcut aici? O ars un pic. nu mult, dar totuși a fost ceva faza acolo. Da, încă nu știu așa de bine setările, butoanele și toate cele, dar o să mă obișnuiesc cu timpul. Ia așa să punem așa. Ce dracu, mi-a arătat acolo antrenorul niciodată tactici. Hai! Nu! Pula mea! Uai! Nu cred că chiar o să fie extra timp. Ba, mă, extra timp! Incredibil, mă! Ia-mă prea încet, prea repede, ba, prea încet. Hai, dă-i! Du-te, mă! Bă, dar zbuni dragonii la apărare, la apărare am observat că sunt foarte buni dragonii ăștia. Na, și caracterul meu, nu avem skill-uri, n-am făcut upgrade-uri, n-am nimic, deci... Na, nu suntem încă material de NBA. Că doar, cică, am fi încă doar la liceu, deci ce pui mei faci tu la liceu, dacă mă înțelegeți. Hai! Du-te, mă, că o fă la fix, mă, o fă la nivelul ăla, mă! Incredibil! Opa! Pasăm la Kenny sau Kennedy sau cum mă să te cheamă. Hai! Du-te, mă, nici acum! Bă, dar ceva, nu știu, trișează ăștia, mă, nu-i bun inelul, nu știu, e prea strânt inelul, n-o fă prea multe mingi prin inel, ce dracu se întâmplă, mă? Da, ce mă disperă când văd acolo că scrie gaming. Vreau să, măcar deadly să scrie acolo, pe vedem noi restul. Ai, nu cred, iar ultimele secunde. Nu! L-am prins! Nu! Incredibil! Ultimele secunde, ne bat dragonii în ultimele secunde. Incredibil! Da, poate că am și pus dificultatea prea mare pentru un începător ca și mine, dar mi-a făcut treaba, frate, că ia 17 puncte, 5 rebounduri și 3 blocuri, frate, ce dracu. Eu zic că mi-am făcut treaba, dar asta este, na, nu pot să le câștigi pe toate, cum s-ar zice. Am începe recrutarea pentru colegiu, ia, college recruiting season begins, am începe sezonul în care toate facultățile își caută și se uită la... Ia cum se vede aici.
Asta este un scout de ăsta pentru o facultate care a văzut ce bine am jucat în meciul acela și zice că desigur, ia, îmi oferă pentru Georgetown. Nu știu ce dracu, Georgetown, așa. Aici trebuie să ne reprezinți chestii. E fain totuși cum îți vin așa scouteri și fiecare îți dă câte un act, câte o chestie și zice, bă, hai la noi, nu, tu hai la noi, nu, tu hai la noi, nu, tu hai la noi. Asta mi se pare foarte tare, chiar real, na, fiecare doresc jucătorii. Și totuși, na, asta este, am pierdut meciul ăla, dacă am noroc că nu e meci de NBA sau ceva de genul, deci, na, eu mi-am făcut treaba, eu sunt jucător bun, ia se vede că au venit scouterii la mie, e clar. Bun, aici tot îmi vorbește de personalitate NBA, na, asta nu e rău, adică cum a venit în costum, și totuși trebuie să fii atent, gen, și cum vorbesc băieții și ce dialoguri au. Nu-i rău, adică primul mi se părut alandala, un nigger de ăla ciudat îmbrăcat, mi se pare că colegiul ăla e varză, dar ăsta e așa patru ace chestii, and Villanova, Villanova, aia nici nu sună rău, dar Philadelphia, deci în Philadelphia, Wildcats, ce tare, bă, al treilea, de ce chestie, mă, al treilea, o, mă, ia, Louisville, așa, aici ne vorbește despre câți jucători au creat ei, atâția jucători, ăla, protocolul. All-American Selections, 8 selecții consecutive la All-American, ce chestie, tu ești jucătorul esențial în acest an, oh, mersi, să aduc asta în Louisville, bla bla bla. Ha, ce să zic, îmi place tricoul ăla polo, că e negru-roșu, culorile scenului, dar, cred că pun amul ăla în costum albastru mi s-a părut cel mai interesant, adică bă, l-au venit, au zis așa, 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 direct, businessman gen. Aici gen vedem contractele, Georgetown, Louisville, ăștia au logo-ul ăla, ce tare. Bun, deci am primit și noi primele noastre oferte, desigur, și ce să zic, cam atât pentru acest episod din My Career Mode aici cu jucătorul meu care ușor, ușor va evolua și vom da dunk-uri, vom face tot felul de scheme frumoase. Ce drept așa e și în FIFA, începi ușor, de-abia dai goluri, de-abia dai coșuri și pe aceea dintr-o dată te trezești la echipă ca Real Madrid, Barcelona, Chelsea, etc, etc, că faci furor și rupi gura târgului. Și totodată, din câte s-a și bine văzut, din câte se bine vede aici, de exemplu, de-abia poți să dau coșuri de 3 puncte, că terenul e mult mai mare. Asta din NBA, terenurile mari sunt să luăm în NBA, sunt mult mai mari față de cele de la gen școală, unde, de exemplu, poți să dai ușor 3 puncte. Oricum, hai ne oprim aici. Prin video văd că a fost destul de lung așa, dar sper eu să prindă foarte bine și desigur cât avem mai multe vizualizări, cu atât vor apărea mai multe episoade. Deci cât mai multe vizualizări, cu atât mai multe episoade și totodată, desigur, și like-urile ajută enorm de mult și mai ales că e gratis, ce dracu. Ok, ne auzim pe data viitoare cu această posibilă nouă serie pe channel pe lângă FIFA. Am zis să mai aduc un sport care este basketul. Haideți să ne auzim pe data viitoare, numai bine, bye bye!